Nu are decât vreo 2 ore și ceva podcastul cu băieții ăștia doi. Poți să tai ceva de acolo? Măcar partea aia mai controversată? Nimic, mai ales că a tronat. Dacă tai de la Ciprian, adaug eu. S-a vorbit extra lejer la liber, s-au spus multe chestii. O să ne facem prieteni și după episodul ăsta de podcast. Unul special, un episod în care am vorbit nu doar despre mașini electrice, am vorbit despre mașini în general, despre energie și despre lucrurile care ne omoară cu zile, mai ales în marile orașe.